Ce se întâmplă acum cu aceste idei de proiecte? Aceste le veți mai idei, depune sau? În acest moment nu le vom mai depune, iar dacă se vor deschide noi coluri, va trebui să reluăm procedurile, pentru că vor fi noi coluri, nu știm care va fi obiectul de activitate al colului. Cert este că prioritatea noastră și preocuparea noastră este de a asigura Ministerului și sistemului o predictibilitate. Proiectele de tip 2.1, 2.2, sprijinirea învățământului profesional și tehnic sau scăderea abandonului școlar, creșterea numărului celor care vin la școala de după școală sau la a doua șansă, sunt priorități naționale. În același timp, o prioritate o reprezintă și formarea profesională a cadrelor didactice. Exact, idei de proiecte exact. Pe care le depuneseți și acum. Da, după cum se știe, bugetul de stat nu are suficiente resurse încât să facă formarea profesională a cadrelor didactice. Pe partea cealaltă, și eu, privind din interiorul sistemului, spun, domnule, ministerul și unitățile sale subordonate nu se pot transforma în cel mai mare operator de cazare din România. Dacă ați urmărit în ultimii 2 ani, Ministerul Educației tot cumpără cazare. Pentru ce? Pentru a-i forma pe respectivii. Păi, noi avem în sistemul Ministerului Educației și în sistemul de stat o groază de unități. De ce trebuie ca la un moment dat eu să cumpăr la prețuri care poate sunt mai mari decât prețurile de piață? Am înțeles. Și trebuie să le echilibrăm. Facem formare, dar dacă eu fac formare, dar de fapt formarea mea înseamnă că mai fac o aplicație și mai cumpăr foarte multă cazare, n-am rezolvat problema. Noi trebuie să ne adresăm cu programe care să meargă direct la adică mai bune beneficiar. Decât cele 51 de idei pe care le-ați avut până acum? Sincer, da. Sincer, opinia mea despre cele 51 de idei este că puteau să fie în loc de 51, puteau să fie 20, care să corespundă acelorași nevoi, dar mult mai bine structurat, mult mai bine gândit. Concluzia mea este că e mult mai bine că s-a anulat toată această operațiune. Pentru sistemul educațional nu este nicio pierdere. După părerea mea. Dar era o pierdere dacă mergeau mai departe și proiectele astea erau derulate? Nu era o pierdere, era o foarte multă muncă și este foarte multă muncă atunci când implementezi un proiect, dar mai bine îți faci o strategie de la început și stabilim. Astea sunt cele 5 direcții pe care mergem și doar pe asta mergem. Cu parteneri privați, fără parteneri privați, cu parteneri pe care îi selectăm pentru a fi în proiecte sau mergând pe licitație publică.